Federația Română de Oină sărbătorește anul acesta 90 de ani, la mulți ani. De asemenea, prin legea votată anul acesta de către Parlamentul României, ziua de 9 mai devine Ziua Națională a Oinei. Felicitări din toată inima! Sport puternic legat de tradiția populară și de identitatea națională, oina a fost jocul favorit al unor mari cărturari și scriitori. Ion Creangă, Petre Ispirescu, Barbu Ștefănescu de la Vrancea, Ion Luca Caragiale, Nicolae Iorga, Mihail Sadoveanu, Alexandru Davila, precum și mulți alți scriitori apropiați de zilele noastre. După ce a ființat sub înaltul patronaj al regelui Mihai I, Federația Română de Oină se află astăzi sub înaltul patronaj al majestății sale, Margareta, custodele coroanei. La mulți ani, oinei și tuturor celor care o practică, din dragoste pentru sportul național și pentru România.